Pe lângă lipsa trotuarelor sau a zonelor de acces, aprobarea construcției de P+4 în cartierul Veterani îi nemulțumește pe locuitori. Oamenii spun că este o zonă destinată doar caselor, iar un bloc construit aici nu ar fi normal. Aspectul inestetic, dar și aglomerarea străzilor sunt o parte din factorii care îi fac pe aceștia să pornească o revoltă în ceea ce privește ridicarea noii construcții. Nu este normal ca într-un cartier de case să se construiască blocuri de P+3, +4, +5. Nu este estetic, nu este frumos, mai ales având în vedere lățimea străzilor. Trebuie să ne mobilizăm ca un cartier de case să fie un cartier de case și un cartier de blocuri să fie un cartier de blocuri. Ne-am trezit cu un P+3, +4 retras între P+1. Puzul pe toată această zonă este făcut pe 82 de hectare. Imaginați-vă, în 82 de hectare va fi primul P+4. Proprietarii vilelor din cartier au ieșit în stradă pentru a-și arăta nemulțumirea, dar și pentru a atrage atenția autorităților. Suntem cu toții nemulțumiți de modificările care au intervenit de-a lungul timpului pe planul urbanistic zonal, modificări care generează situații cu care de altfel se confruntă în momentul ăsta Constanța. Lipsa zonelor de acces, străzi înguste. Din păcate, demersurile noastre în continuare sunt lipsite de finalitate. Locuitorii fac acum demersuri pentru înființarea unei asociații care să lupte cu această problemă, astfel încât să se poată bucura de un cartier destinat exclusiv caselor.